Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial, puțin mai special pentru acest canal. În videotutorialul de astăzi vom vorbi despre cum anume ne creăm un cont pe o platformă unde putem tranzacționa diferite criptomonede. Poate mulți dintre dumneavoastră v-ați fi dorit să vă încercați norocul cu anumite criptomonede, însă ați renunțat pentru că nu știați cum să folosiți o anumită platformă sau ce platformă să folosiți, cum anume cumpărați, cum anume vindeți, cum anume transferați banii de pe cardul dumneavoastră pentru a cumpăra sau cum anume transferați banii din platforma respectivă pe cardul dumneavoastră în cazul în care ați vândut, bineînțeles, să sperăm că și în profit. Astăzi vin și vă voi face un tutorial de bază pentru începători pe platforma Crypto.com. Nu înainte însă de a mulțumi sponsorului nostru. Hellcase te ajută să faci rost de skin-uri. Poți depozita bani sau skin-uri din inventarul tău pentru a deschide cutii, pentru a face upgrade, în felul ăsta mărind valoarea skin-ului câștigat. De asemenea, poți face battle cu alți jucători, iar dacă valoarea skin-urilor tale este mai mare, cu Hellcase ești câștigat. Folosește codul ALE pentru a câștiga și mai mult la depozitare. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Așa cum v-am spus, vom vorbi despre site-ul Crypto.com, unul dintre cele mai cunoscute. Tot ce trebuie să faceți este să descărcați aplicația din magazin Play sau din Store Play. După ce veți descărca aplicația, veți face câteva configurări, bineînțeles, ca la orice aplicație, de acest fel va trebui să introduceți și anumite date de siguranță, adică o parolă, pe care o voi introduce și eu acum. Aceasta este fereastra de început a aplicației în cazul meu, în cazul dumneavoastră va arăta altfel, pentru că dumneavoastră nu veți avea aceste tranzacții aici, întrucât nu ați făcut nicio tranzacție în cazul în care acum v-ați creat un cont. Dacă mergem la meniu, eu voi avea aici portofelul cripto, unde se regăsesc toate criptomonedele pe care le-am achiziționat. Mergem mai departe, avem aici portofelul FIT, adică în cazul în care am vândut o criptomonedă, avem aici valoarea banilor ce am obținut-o pe acea criptomonedă, iar mai jos avem tranzacțiile efectuate cu diferite criptomonede. La fel, în cazul dumneavoastră nu va fi posibil vizionarea acestui lucru. Veți găsi mai multe opțiuni aici în meniu, dar haideți să vedem care sunt pașii pe care dumneavoastră trebuie să-i urmați pentru a putea să cumpărați o criptomonedă, să spunem. Mai întâi de toate, trebuie să vă atașați un card. Lucrul acesta se face la cumpărare, în momentul în care doriți să cumpărați. Veți fi întrebați ce anume doriți să cumpărați. Eu voi alege o anumită criptomonedă și după cum vedeți avem aici cantitatea de criptomonedă pe care dorim să o cumpărăm. O putem modifica, bineînțeles, și valoarea pe care trebuie să o plătim pentru această criptomonedă. Bun, hai să modificăm valoarea și să punem 500 aici, pentru că dorim să cumpărăm de 24 de euro. Cumpărați 500 de astfel de criptomonedă. În momentul în care voi apăsa butonul confirmați, va cumpăra această criptomonedă, întrucât eu, după cum ați văzut, am atașat aici două carduri. Dumneavoastră nu veți avea niciun card atașat, dar aveți posibilitatea de a adăuga o metodă de plată. Și în momentul în care apăsați butonul adăugare metodă de plată, vă va întreba dacă doriți să adăugați un card de credit sau debit și va trebui să introduceți datele cardului dumneavoastră. Odată ce ați introdus datele cardului dumneavoastră, acest card va apărea aici și cu acest card sau cu unul dintre cardurile adăugate veți putea cumpăra criptomonede. În momentul în care doriți să vindeți o criptomonedă, apăsați aici pe vindeți. Aici va trebui să punem valoarea în euro de Bitcoin pe care îl avem noi. Avem posibilitatea să vindem 46 de euro. Vindeți. Vindem această sumă. Confirmăm vânzarea. Vom merge și ne vom uita la portofelul fiat unde aveam un euro. Vom vedea că acum avem 47 de euro. Putem să apăsăm butonul transfera. Dacă vrem să transferăm în contul nostru banii aceștia, apăsăm pe retrageți în euro. În momentul acesta vom apăsa retrage acum, însă vreau să vă spun că suma limită de retragere este 80 de euro. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Noi avem doar 47 de euro. Deci va trebui să ne jucăm cu acei 47 de euro
să facem în așa fel încât să ajungem la suma de 80 de euro. Ca să scot cei 47 de euro care i-am aici, pot să fac o depunere de 33 de euro, dar n-am să fac lucrul ăsta. I-am să continui să cumpăr, să vând monede virtuale. Poate reușesc din achizițiile făcute să ating această sumă de 80 de euro. Deci dacă vă uitați aici și voi scrie 47, îmi spune că suma minimă de retragere este de 80 de euro. Pentru prima retragere pe care veți face, va trebui să vă confirmați identitatea bancară, adică va trebui să trimiteți o anumită sumă de bani de pe cardul unde vreți să se facă retragerea cu anumite date pe care le veți primi de la această platformă. E foarte simplu, veți vedea la momentul respectiv despre ce este vorba. Cam aceasta este posibilitatea de a vă juca cu criptomonede, dar bineînțeles același lucru puteți face și cu un card Revolut. Puteți să cumpărați, să vindeți, să transferați bani și așa mai departe, dar eu am dorit să fac un mic tutorial despre o platformă cunoscută și anume Crypto.com. O să vedem în ce investim banii pentru a-i mulți și pentru a putea să îi scoatem de aici într-un final. Sper că acest video tutorial să vi se pară interesant. Dacă mai vreți și alte informații, lăsați-mi în rubrica de comentarii întrebări și vă voi răspunde. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Odată cu abonarea, apăsați și clopoțelul de notificări. De asemenea, dacă doriți să susțineți acest canal, o puteți face prin apăsarea butonului alăturate devenind membru.